Iosif Ciuntărei îl știm drept Iosif de pe Coclauri, pentru că dorința sa de a descoperi o altfel de Românie frumoasă, interesantă și neștiută l-a purtat în cele mai îndepărtate locuri ale acestei țări. Dar din această seară, de la ora 20 la Prima News, Iosif se duce peste graniță, în Ucraina, în zona Cernăuțiului, în satul Adâncata mai exact, acolo unde încă se vorbește românește și unde încă există tradiții românești. Și îi spun bine ai venit, Iosif, el se află alături de noi în direct. Bine v-am găsit, Doamne ajută, de aici, din inima Ardealului de data asta, dar sigur că da, de seară o să mergem acolo, aproape de Cernăuți, într-un sat, într-un fost sat, să zic așa, care a aparținut oarecând teritoriului nostru, România, și mă bucur că, iată, drumurile, să zic așa, m-au dus și înspre Bucovina de Nord, pentru că vrând nevrând este Bucovina de Nord. Spune-ne, cât de bine s-au păstrat tradițiile acolo? Mai există și influențe slave? Absolut, absolut că există și influențe slave. Eu am fost surprins de influențele latine, să zic așa, cât de tare sunt rădăcinate acolo, sunt până întâlnit, intrat în pământ și oamenii păstrează cu atâta drag, iată, tradițiile, obiceiurile, portul popular, pentru că mătușa Măriuța, pe care o să urmărească în seara asta telespectatorii pe Prima News, începând cu ora 20, o să vadă o grămadă de haine țărănie pe care mătușa Măriuța le-o cusut și, repet, majoritatea sunt cu influență latină, influență românească și eu am fost surprins de dragostea, să zic așa, cu care m-au primit oamenii de acolo. Cel puțin aici în România și pe Coclaurile din Ardeal sunt deja învățat de 11 ani de zile de când îmblu pe Coclauri să fiu primit cu ușa deschisă. Totuși, având în vedere că, iată, acolo în Ucraina, deja povestim de un alt teritoriu, mă așteptam ca lumea să fie un pic mai închisă în interior, să fie mai reticentă cu mine, mă refer în dialog. Dar modul drag și cu dragostea cu care m-au primit oamenii, repet, m-au surprins și chiar îmi propun ca în viitorul apropiat să revin pe Coclaurile de acolo, din zona Cernăuțului, să spun așa. Cum ai găsit-o pe tanti Măriuța? Ei, o nepoată de-a dumnea ei îmi urmărește activitatea de vreo 5 ani de zile și foarte mult și-o dorit ca să ajung pe la dumnea ei să o televizuez, oarecum să îi păstreze memoria vie. Ei, iată, dumnea ei deja are o vârstă destul de înaintată, 85 de ani, și-o dorit familia foarte, foarte mult ca să o aibă așa în arhiva personală ca peste ani și ani de zile să își mai aduc aminte cu drag de dumnea ei și oarecum s-o poate arăta și copiilor, nepoților, strănepoților, că iată, am avut o bunică și câte lucruri frumoase au ieșit din mâna dumnea ei, pentru că dumnea ei a fost și un meșter popular deosebit. Aș putea spune că e o femeie care de-a lungul timpului o scos din mânurile dumnea ei de aur adevărate capodopere de artă. Pentru că vorbim de tradiții și de meșteșuguri populare, crezi că generația nouă, plecată în străinătate, în vacanțe, cu smartphone-ul în buzunar, o să mai păstreze multă vreme învățăturile acestea din bătrâni? Cu siguranță, dar câți dintre noi nu ne aducem aminte că mama noastră ne-a zis ca să nu ne facem de rușine atunci când ieșim în lume? Câți dintre noi nu ne aducem aminte că, dragul meu, eu ți-am dat și 7 ani de acasă? Acum, eu cred că lumea asta așa are mărsul ei, dar iată, și telefonul, smartphone-ul pe care îl purtăm toată ziua în buzunar, cred că contează foarte mult în ce scopuri îl folosim. Mai ales pentru cei din străinătate, iată, smartphone-ul, telefonul mobil, este fără dar sau poate o punte de legătură, să zic așa, de a ține legătura cu cei de acasă, cu familia. Și sunt convins în continuare cei care sunt acasă, mă refer la părinți, la bunici. Și atunci când cei din străinătate sună părinți, bunici, cu siguranță în continuare îi sfătuiesc lucruri faine, să zic așa, pe care astăzi le mai regăsim în vatra satului. Pentru că tu ai ajuns în colțurile îndepărtate ale României, care dintre povești a impresionat cel mai tare? La care te gândești cu drag?
lucru, Doamne, am mai dat eu exemple așa prin anumite intervenții, dar să știți că mi-e foarte, foarte greu ca să mă rezum doar la 2-3 oameni, pentru că în cei 11 ani de activitate cred că am călcat în căsele a peste 1000 de persoane, să zic așa, la care am ajuns să stau de vorbă, să le iau interviuri. De la fiecare am învățat ceva frumos, fiecare și-a lăsat amprenta frumos pe mine, să zic așa. Și iată, dacă tot e vorba de mătușa Măriuța de acolo, din Terebleșea, Ucraina, stând la masă, mi-aduc aminte, face tu, Iosibe, eu m-am născut româncă, dar parcă tot româncă mi-aș dori să mor. Iată, sunt vorbe cu greutate din partea oamenilor care vrând nevrând, să zic așa, ne ajung la suflet, ne marchează, își pun amprenta pe noi. Cu siguranță. Și pentru că totuși este 1 martie, ziua mărțișorului, da? Vreau să te întreb care este cel mai original sau neștiut obicei legat de această zi. Cred că cel mai neștiut obicei legat de mărțișor e vorba că vechiul mărțișor, ancestralul mărțișor, arhaicul mărțișor, era, cel puțin la țară, acel mărțișor care conținea un fir negru și unul alb de lână. Într-adevăr că despre mărțișor sunt multe, multe lucruri de povestit, legende la fel legate de mărțișor. Sunt foarte multe, într-adevăr, astăzi deja vedem că, iată, mărțișorul a ajuns o unealtă de marketing, dacă îmi permiteți să folosesc termenul ăsta. Dar, iată, îmi aduc aminte, de exemplu, cel puțin eu când eram copil la noi în Ardeal, de exemplu, se obișnuiește ca din 1 martie băieță să primească din partea fetelor mărțișoare. Între timp, după ce am mai crescut, am mai aflat că, de fapt, sunt zone din țară și, în special, acolo, în partea Moldovei, de exemplu, unde și de 1 martie tot băieți oferă fetelor mărțișoară. Dar, repet, vechiul obicei al mărțișorului era acel mărțișor din două fire de lână, unul alb și unul negru, subliniez, pe care le oferiau fetelor, băieților de data de 1 martie, ca, bineînțeles, atunci de ziua femeii, de 8 martie, băieții să poată revanșa față de fetele din partea cărora primiau mărțișorul. Ne-ai spus un lucru foarte interesant despre firul acela negru, șnurul acela negru. Cum crezi că a evoluat? De ce am trecut de la negru la roșu și nu le-am păstrat așa? Acum, în preajma, să zic așa, în jurul mărțișorului s-au creat diferite legende. Eu totuși cred că mărțișorul în sine simbolizează moartea și învierea, sau învierea, nașterea și moartea, din punctul meu de vedere al unui etnolog, să spun așa, având în vedere că am și studii și am terminat și studii în domeniu. Amploarea sau, nu știu, mersul obiceiului, să zic așa, probabil a fost un mers în scop, repet, de marketing. Nu mă explic. Mai ales că, iată, am văzut zone în care e 1 martie se oferă mărțișoare cu diferite bijuterii, care totuși nu sunt destul de ieftine. Dar mărțișorul în sine, asta erau două fire, nașterea și moartea, pentru că, iată, venim din iarnă, trecem, renaște natura, mergem înspre primăvară. Dacă e să facem așa o legătură pe anotimpuri, de asemenea, dacă e să facem o legătură pentru noi oamenii vin și pleacă, oarecum toate lucrurile s-au legat. Dar probabil că demersurile potrivite ar fi trebuit să fie făcute, să zic așa, în promovarea mărțișorului în sine, din punctul meu de vedere, de cei care au depus, iată, un tocmit dosare ca, iată, mărțișorul să devină parte din UNESCO, pentru că este un element înscris în UNESCO. Și pentru că te-ai plimbat foarte mult prin România, ce i-ai spune unui străin care nu a pășit niciodată în țara noastră, dar se gândește să vină aici? Și întrebare frumoasă, nu știu dacă i-aș spune ceva. Cred că l-aș lua de mână și l-aș aduce, nu știu, la Lelea Siucă din Suplai, l-aș duce, de ce nu uită, în Terebleșea, acolo în Bucovina, de nord la Mătușa Măriuță, l-aș duce la Badea Grigore, în Vatra Dornei, în Dorna Candrenilor,
și l-aș așeza cu ei la masă, să zic așa. L-aș lăsa să se omenească din bunătatea țăranului român, să se bucure pe îngheleche de peisajele frumoase pe care România încă le mai are. Și nici nu l-aș mai întreba dacă ar vrea să se întoarcă, pentru că sunt convins că ar rămâne aici la noi în România. Eu am o vorbă pe care o tot folosesc, că dacă nu eram român, fugeam în România. Cred că așa s-ar simți după și ar avea parte, iată, de omenia asta țărănească străinul respectiv. Ai întâlnit străini în plimbările tale? Ce ți-au spus? Ce îi fascinează la țara noastră? Da, am găsit foarte mulți străini. Iată, mi-aduc aminte, de exemplu, de o personalitate, Augustin Montero. E un spaniol, el avea o pagină de Facebook, așa ne-am împrietenit, spaniolul îndrăgostit de România. Dumnealui de vreo 20 de ani ferind de România, între timp s-o și căsătorit cu o româncă, tocmai de acolo, de pe Valea Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud. Și la fel a fost fascinat de toată istoria României, lucru pentru care și eu am fost fascinat că el cunoaște ca străin, ca spaniol, atâtea lucruri despre România. La fel a fost fascinat de peisajă și, bineînțeles, de oamenii faini și omenoși, pentru că țăranul român e un țăran omenos, care atunci când intri la el în casă, întâi oară te așează la masă, după care te apuci de povestit. Iosif, ne uităm la emisiune diseară să o vedem și noi pe Tanti Măriuța. Îți mulțumesc foarte mult pentru toate aceste precizări și pentru poveștile tale. Cu tă, dragul, o zi bună și o primăvară faină, faină, de aici din inima Ardealului. Vă doresc, Doamne ajută!